dacă vorbim de anxietate și de depresie, da, persoanele mai tinere, cam aici ar fi vârsta cea mai mare incidență, la persoanele, eu știu, 20-30 de ani. Mai ales persoanele care lucrează într-un mediu foarte competitiv și celebrul burnout care poate să apară și evident că apare la persoanele cu vârsta activă. Apare din cauza supra-solicitării fizice, psihice. Acum, din punct de vedere al metodelor de prevenire și de tratament, ar trebui ca, știu, să fie programul de lucru, cel de 8 ore, cu... evident că multă lume face ore suplimentare, dar aceste ore suplimentare să nu fie regula, ci să fie excepția, suficient timp de odihnă, timp de ieșit cu, de stat cu familia, de ieșit cu prietenii, timp de, pentru hobby-uri, timp suficient de somn. E foarte important să avem, una e să ai 7 ore de somn continuu și alta e să ai 4 ore de somn timp de câteva luni, ani la rând. Evident că apare o epuizare. Și dacă totuși apare, atunci să se adreseze cât se poate de repede unui psiholog sau unui psihiatru. Anumite situații se pot trata prin psihoterapie, altele prin medicație. La fel, dacă vorbim de schizofrenie, incidența sau debutul schizofreniei e undeva de la 15 ani și până în jur de 25-30 de ani. Ulterior, după 30 de ani, debutul schizofreniei este mai rar. Dacă vorbim de depresie și de mai departe de demență, aici la demență ne ducem peste 65-70 de ani. Deci depinde de tipul de afecțiune de care vorbim, fiecare are o anumită categorie de vârstă, de vârf de incidență. Sau multe persoane nu vor să accepte, sau toți cred că, uite, eu sunt o persoană tare, sunt o persoană puternică, pot să trec peste treaba asta. Din păcate, bolile psihiatrice nu au, știu, simptome fizice sau analize de laborator, ca la o anemie. Ai o anemie, ți-ai făcut hemoleucograma, a apărut, ai anemie, asta e, n-ai ce să mai discuți. Aici sunt lucruri ceva mai greu obiectivabile și atunci sunt foarte mulți cu ideea, ok, bun, treci pentru o perioadă dificilă, ok, adună-te și te concentrezi și o să poți să treci. Suportul familial este foarte important și ajută foarte mult. Prieteni, există într-adevăr și anumite grupuri de terapie, grupuri de suport, dar din păcate sunt mult mai puține decât ar fi necesare. Într-adevăr, multă lume poate să găsească sprijinul în religie, în biserică și sunt destul de multe persoane care sunt ajutate din punctul acesta de vedere. Dar ar trebui ceva mai multe tipuri de servicii în acestea sociale și grupuri de suport și mai ales specifice fiecărui tip de boală, pentru că fiecare tip de boală necesită un anumit tratament și necesită alte metode de ajutor. Te trezești cu o persoană cu o anumită afecțiune, nu neapărat psihiatrică, orice tip de afecțiune despre care nu știai până atunci sau auzisei tangențial la prieteni rude sau la televizor. Și evident că nu ai informația completă și atunci când se întâmplă ceva despre care nu ai niciun fel de informație, te gândești la ce e mai rău. Și atunci aceste grupuri de suport și discuțiile avute în aceste grupuri de suport ar putea să ajute. Uite, mie mi s-a întâmplat treaba asta. Și mie mi s-a întâmplat, da? Și mie. Deci vede că e un lucru care se poate întâmpla destul de frecvent și atunci mai scade puțin din anxietatea, nu știu, singurătății. Că te gândești că sunt singur în treaba asta, cum o rezolv?